Bună! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gateșteușor.ro. Vom face astăzi împreună un desert foarte simplu și popular la noi în țară, gogoși! Pentru această rețetă veți avea nevoie de 500 de grame de făină, 250 ml de lapte călduț, 2 ouă de la care vom folosi doar gălbenușurile, 70 de grame de unt, zahăr pudră, 2-3 linguri, 25 de grame de drojdie proaspătă, o lămâie, un pliculeț de zahăr vanilat și de 3 linguri de zahăr. Mai întâi vom face maiaua, vom amesteca drojdia cu o linguriță de zahăr și le vom sfărâma și amesteca împreună foarte bine. Apoi vom adăuga un pic de lapte călduț și o linguriță de făină. Le amestecăm și lăsăm să crească cam 10 minute. Am terminat de amestecat maioa, în care am adăugat 2 lingurițe de făină până la urmă. O voi lăsa să crească, timp în care voi rade coaja de lămâie. Ar trebui să fie suficientă lămâie, după cum puteți observa, am ras cam jumătate din ea. Și acum voi face aluatul pentru gogoși. Peste făină voi adăuga maioa care a crescut foarte frumos, zahărul vanilat, coaja de lămâie și 2 gălbenușuri și lapte treptat. Am incorporat aproape tot laptele și făina și acum voi adăuga untul pe care l-am lăsat la temperatura camerei și voi frământa totul împreună. Aluatul meu de gogoși este gata pentru a fi lăsat la crescut, l-am terminat de frământat, am mai adăugat cam 100 de grame de făină pentru că era cam lipicios și nu se curăța de pe mâini, adăugați în funcție de situație. Îl vom lăsa să crească cam 30-40 de minute într-un loc călduț și apoi ne vom apuca să facem gogoșile. Aluatul de gogoși a crescut și acum este momentul să presărăm pe masă făină, să întindem aluatul într-o foaie de 1 cm grosime și apoi folosind o cană să formăm gogoșile. Thank you.
Voi termina de făcut gogoșile din tot aluatul, le voi lăsa cam 5 minute să mai crească și le voi pune la prăjit. Rețeta noastră de gogoși este gata. Sperăm că v-a plăcut și dacă da, vă invităm să ne dați like și share pe pagina noastră de Facebook gătesteușor.ro. Vă urăm poftă bună! Pa, pa!